E ora 12:30. Guvernarea își face fotografii și se pregătește de alegeri locale, generale. Poliția stă la umbră, dar dincoace, peste drum, lângă poșta centrală și Ministerul Tineretului, femeie stă și cerșește copilul în genunchi, copilul în brață. Adevărata față a democrației europene moldovenești. Dar moldovenii fac niște bani și și o motociclete cu care fac zgomot în trafic. Sau mașini care le parchează pe trotuar. Iată, cercetorii cu copilul. Hai să rămâi fără copii, femeie, dacă nu-i poți... Dacă nu-i poți crește, dă-i statului și o să-i dea la alți părinți. Dar ce cerșești cu copilul în braț? Copilul să trebuie să fie la școală. Nu-i voie. Nu e ilegal. Nu-i de școală. E ilegal să cerșești copilul pe vremea asta. Oricâți ani ar avea, n-ai voie să cerșești copilul. La grădiniță trebuie să-i duci copilul ăsta. El o să aibă același soartă ca dumneata. O să iați copiii lui la cerșit. M-a auzit că închisă grădinița. N-ai voie să cerșești copiii, înțeles? O să-ți iei copiii statul. Legea spune așa. O să-ți iei statul copiii. Și o să-i dea la alți părinți, dacă nu ești capabilă să-i crești. La guvernare, în februarie electorală, fix peste drum.